Bună ziua! Azi o să vă prezint o resursă care se referă la ecuații și anume ecuații care au soluții în mulțimea numerelor întregi. Mă numesc Pellegrini Lila, resursa pe care o prezint este pentru disciplina matematică, clasa 6-a. Pe scurt, ecuații. Să începem cu un prim exemplu. Dacă vă uitați la această propoziție, x plus 2 egal 3, această propoziție este o ecuație. Sub ea, observați egalitatea minus 2 egal minus 2. Dacă adunăm membrul stâng și membrul drept din această ecuație, obținem x egal 1. Deci este o modalitate, poate încă necunoscută de voi, pentru a afla soluția unei ecuații. Să vedem acum niște exemple de ecuații care au toate soluții, după cum vedeți, numere naturale. De exemplu, prima ecuație este aflarea unui termen necunoscut dintr-o adunare, care garantat o faceți foarte ușor, sau aflarea unui factor necunoscut dintr-o mulțire, sau două ecuații care se pot rezolva foarte ușor cu metoda mersului invers. Și mulțimea numerelor întregi, tipurile de ecuații pe care o să le întâlniți nu o să fie așa de dificile. Haideți să ne uităm puțin la ele. Dacă ne uităm, avem exact aceleași tipuri de ecuații. De exemplu, aici observați ecuații în care aflăm termenul necunoscut dintr-o adunare. Aici avem aflarea factorului necunoscut dintr-o mulțire. Aici avem aflarea de împărțitului dintr-o împărțire, aflarea împărțitorului dintr-o împărțire. Avem o scădere, unde tot așa trebuie să aflăm scăzătorul. Avem o ecuație simplă, unde modul de x egal un număr, trebuie să aflăm care sunt numerele a căror modul e a. Și desigur, avem și niște ecuații în care trebuie să rezolvăm în doi pași, așa cum ați avut și înainte, care chiar și acum puteți să le rezolvați cu metoda mersului invers. Întrebarea care ne-o punem, de fapt, ce sunt ecuațiile? Ecuațiile sunt doar niște egalități în care apar una sau mai multe necunoscute. În ecuațiile pe care voi le studiați, apare o singură necunoscută. Ce înțeleg prin soluția ecuației? Sunt acele valori ale necunoscutei care verifică egalitatea. O altă noțiune poate necunoscută pentru voi este ecuații echivalente, care înseamnă că două ecuații au aceeași soluție. Și scopul întotdeauna este să rezolvăm o ecuație, adică să aflăm soluțiile care sunt numere întregi. Să vedem niște exemple pentru fiecare din tipul de ecuații care au fost amintite anterior. Aș vrea să vă rog să încercați să faceți aceste patru ecuații acum în caietele voastre. Bănuiesc că ați terminat, să verificăm dacă ați lucrat sau nu corect. Pentru a afla de împărțitul, observați că facem o mulțire. Pentru a afla unul din factorii necunoscuți, facem o împărțire.
dacă modulul lui X este 5, atunci știm că avem două numere a căror modul este 5, plus 5 și minus 5. Aici, dacă mergem pe metoda mersului invers, nu? Prima dată aflăm descăzutul, descăzutul îl aflăm prin adunare și pe urmă aflăm de împărțitul, care îl aflăm prin înmulțire. Pe partea asta, dacă vă uitați, avem o adunare, aflarea termenului necunoscut dintr-o adunare, avem o împărțire, unde x este pe postul împărțitorului și se află tot prin împărțire, și avem și o simplă operație de scădere sau adunare cu numere negative, unde x-ul se află prin același mod de gândire. Înainte am vorbit ecuații echivalente, am zis că înseamnă două sau mai multe ecuații care au aceeași soluție. Observați că pe parcursul rezolvării unei ecuații, întotdeauna avem mai multe ecuații una după alta, dar toate aceste ecuații sunt echivalente. Ca să înțelegeți proprietățile ecuațiilor echivalente, vom folosi o balanță simplă ca să vedem ce proprietăți au ecuațiile echivalente. Prima dată pe balanță avem un sac cu masa necunoscută pe care o notăm cu x. Pe partea cealaltă a balanței vom pune, dacă se poate, mesele cunoscute. Aici avem un sac cu masa de 5 hectograme. Și să luăm această ecuație, care, după cum vedeți, pe o parte am 2x și pe partea cealaltă am 20. Cum am rezolvat această ecuație? Păi, am înjumătățit numărul de saci de pe partea cu masa necunoscută, adică din 2 saci am rămas doar cu 1. Desigur, balanța se va dezechilibra, cum se vede și aici. Dar, dacă am începe să înjumătățim și masa pe care o cunoaștem, momentan încă nu am reușit să o înjumătățim, balanța treptat se echilibrează. Acum am reușit să înjumătățim, adică din 4 saci, observați, am rămas cu 2. Aici din 2 saci am rămas cu 1 singur. Și deja avem și soluția ecuației, după cum vedeți, pentru că x ne dă 10. Deci am rezolvat o ecuație cu ajutorul balanței. Ce proprietate am descoperit acum? După cum vedeți și aici, am înjumătățit masa, atât masa necunoscută, cât și masa pe care o cunoaștem. Proprietatea asta putem să o zicem în felul următor. Dacă înmulțim sau împărțim ambele părți ale unei ecuații cu un număr întreg nenul, obținem o ecuație echivalentă. În această situație am împărțit cu 2 ambele părți ale ecuației. Pe acest model aș vrea să vă invit să rezolvați aceste 3 ecuații simple, deci să decideți care e numărul cu care trebuie să împărțim fiecare ecuație în parte pentru a-l afla pe x. Dacă vă uitați, 2x egal 20, pur și simplu împărțim ambele părți cu 2. La a doua ecuație împărțim ambele părți cu minus 3. Și la ultima împărțim ambele părți cu minus 5. Adică, de fapt, împărțim cu coeficientul lui x. O ecuație puțin mai dificilă. Dacă vă uitați față de cea precedentă, pe ambele
părți ale balanței, avem și masă necunoscută, avem și masă cunoscută. Adică ecuația noastră ar fi de forma 3x plus 5, pentru că aici avem 3 saci și încă 5, egal cu x plus 25. După cum vedeți, primul nostru pas a fost că am luat jos de pe balanță câte un sac, atât în stânga și cât și din dreapta, cu masa x. Pe urmă, am mai luat jos de pe balanță, de pe ambele părți, câte un sac cu masa de 5 hectograme și am făcut acest lucru ca pe o parte să ne rămână doar saci cu masa necunoscută și pe partea cealaltă să ne rămână doar saci cu masa cunoscută. Și cu asta am descoperit o a doua proprietate a ecuațiilor echivalente și anume, dacă adunăm sau, desigur, scădem la ambele părți ale unei ecuații un număr întreg nenul, ecuația pe care o obținem este echivalentă cu cea dată. Noi aici, în ecuația noastră, am scăzut odată pe x din ambele părți și pe urmă l-am mai scăzut și pe 5 din ambele părți ale ecuației. Ecuația care ne-a rămas, am mai rezolvat-o, am avut 2x egal 20 și ecuația asta deja știm că are soluția x egal 10. Să vedem acum niște exemple puțin mai complicate. După cum vedeți, în aceste exemple, peste tot x-ul apare deja în ambele părți și primul pas vi l-am notat. Adică aici vom scădea x din ambele părți ale ecuației, aici vom aduna 2x la ambele părți ale ecuației ca să scăpăm de acest minus 2x. Aici vom scădea x din ambele părți ale ecuației și aici la fel vom scădea x din ambele părți. Vă rog să terminați aceste ecuații. Aici le aveți gata rezolvate. Observați, la rezolvarea fiecărei ecuații s-au folosit atât am scăzut sau am adunat la ambele părți același număr, inclusiv că am împărțit sau înmulțit ambele părți cu același număr. Și observați, de fiecare dată, soluția ecuației este un număr întreg. Și acum, aceste ecuații care tot au apărut pe parcursul prezentării, o să vă rog să încercați să vă gândiți ce numere acoperă aceste cartonașe galbene. Și după ce, de exemplu, completați la căsuța asta verde, la celula asta verde și la asta roz de jos, deci numai numerele care sunt sub cartonașele galbene, ne putem verifica, de exemplu, la această ecuație, nu, prima dată s-a scăzut 3x, dar totodată s-a scăzut și 5. Și atunci, făcând ambele operații simultan, am ajuns la ecuația 2x minus 3x, e minus 10 minus 5. Am efectuat operații, am împărțit cu minus 1, puteam să și înmulțim cu minus 1 și am obținut că x egal 15. În mod similar, se poate vedea rezolvarea și celei de-a doua ecuații. O ultimă activitate pentru azi ar fi un labirint. Am mai folosit noi labirint similar. De data asta, dacă vă uitați în labirint, avem ecuații. Trebuie să parcurgeți labirintul în așa fel ca ieșirea din fiecare pătrățel
este soluția acelei ecuații care apare în acel pătrățel. Trebuie să marcați cu o săgeată roșie traseul corect. Desigur, sarcina voastră este să ajungeți de la start la stop. Aici ar fi rezolvarea acestui labirint. Dacă vă uitați, se vede clar x plus 9 egal minus 1, adică x e minus 10. Dacă rezolvăm această ecuație, ne dă 4x egal minus 12, adică x egal minus 3. Dacă rezolvăm această ecuație, ne dă x egal 3. Dacă rezolvăm această ecuație, ne dă x egal 3. Această ecuație iarăși ne dă x egal 3 și ultima ecuație ne dă x egal minus 2 și am parcurs labirintul. Ca și temă, v-aș invita să construiți un labirint similar ca și ăsta, modificați ecuațiile pe care le vedeți și adăugați ieșirile din fiecare căsuță, desigur în așa fel ca să apară și soluția, deci să aveți o ieșire corectă din căsuță.